despre lumea rusă și Republica Moldovenească-Nistreană, care reprezintă o părticică a ei. Prezidentul Vadim Krasnoselski în emisia canalului televizat Țarigrad. În Kamenka continuă lucrările de construcție a scuarului eroilor Marelui Război pentru apărarea patriei, originarea ai raionului. Tiraspolul continuă să-și schimbe aspectul. În centrul capitalei, pe piața Suvorov, lucrează tehnica. Asfaltul vechi este înlocuit cu plăci de trotuar. Bine v-am găsit! E ora știrilor în emisia primului post nistrean de televiziune. Să urmărim împreună cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea. Vadim Krasnoselski în emisia canalului televizat Țarigrad. Este o ediție de rețea tânără din Federația Rusă, care a fost înregistrată în calitate de mijloc de informare în masă în 2015. Online Media prezintă evenimente social-politice pentru un auditoriu de mai bine de 1 milion de persoane. Canalul televizat aduce la cunoștință informația comunității internaționale despre lumea rusă și valorile ei. Recent, prezidentul Republicii Moldovenești-Nistrene, Vadim Krasnoselski, a acordat un interviu în programul lui Constantin Malofeev. Ce înseamnă lumea rusă pentru mine personal și pentru Nistrenia? Din voia soartei am fost rupți de patria mare Rusia în urma destrămării Uniunii Sovietice. Actualmente, în teritoriul Nistreniei locuiesc oameni de 72 de naționalități, de variate confesiuni. Noi n-am avut nicio problemă etnică care ține de naționalism. Nu divizăm oamenii după culoarea pielii, limbă, cultură și tradiții. Trăim toți împreună pe parcursul celor 30 de ani. În acest timp s-a format poporul multinațional nistrean. În total locuiește o treime de ruși, o treime moldoveni, o treime ucraineni și multe alte națiuni. Există trei limbi oficiale, rusă, moldovenească, ucraineană, și activează instruirea în trei limbi, anume în aceasta și constă lumea rusă. Interlocutorul șefului statului nistrean este președintele Consiliului de Directori al companiei Țarigrad, șef adjunct al Sinodului Popular Tot-Rusesc. Au vorbit în linii generale despre lumea rusă și Republica Moldovenească-Nistreană, care reprezintă o părticică a ei. Din motive istorice și geopolitice, Nistrenia este situată după hotarele Federației Ruse. Vadim Krasnoselski a povestit istoria creării statului nostru, despre respectul și atitudinea grijulie a locuitorilor Meleagului față de istorie și tradiții, păstrate de către poporul multinațional al Republicii Moldovenești-Nistrene. S-a vorbit nu numai despre legătura istorică, valorile spirituale și interesele comune, dar și interacțiunea contemporană a Republicii Moldovenești-Nistrene cu Rusia. N-a rămas fără de atenție soarta pacificatorilor de pe Nistru. A fost abordată și tema ce ține de informarea comunității internaționale mondiale despre reala situație în țară și în jurul ei. Nistrenia e gata să deschidă o școală rusă pe teritoriul Moldovei. Această întrebare a fost discutată pe platoul formatului 5+2 în Bratislava și la conferința din Bavaria. La fel, Tiraspolul propune de a organiza autobuze în raioanele de la frontiera Moldovei, a Nenii Noi și Căușeni, și a le permite copiilor să studieze în limba lor maternă, rusă, în școlile nistrene. Moscova. Consiliul pentru limba rusă pe lângă prezident. Vladimir Putin vorbește despre rusofobia din lume și naționalism ca baza politicii de stat într-un șir de țări. Astăzi noi ne ciocnim de încercările de a limita într-o formă artificială spațiul limbii ruse în lume. Cu regret, în unele țări aceasta devine politică de stat oficială, dar după ea se află încălcarea directă a drepturilor umane, inclusiv și dreptul de a vorbi în limba maternă, de a fi continuator al culturii și memoriei istorice. Moldova, satul Troița Nouă, raionul Anenii Noi. 3 ani în urmă aici au închis unica școală rusă. Nașa școală pe politicii vinii zăcrălăsă. Pentru că ruski. Acesta este doar un exemplu din sute. De tot în Moldova, în ultimii ani, au închis mai bine de 200 de școli, majoritatea cu limbă de studii rusă. Poziția oficială a Chișinăului, aceasta este așa numită optimizare. Nistrenia și are poziția sa. Prezidentul Vadim Krasnoselski a ieșit cu o inițiativă pe platoul de negocieri. Noi putem organiza autobuze în satele raioanelor Anenii Noi și Căușeni.
și a le oferi copiilor posibilitatea de a studia în limba maternă în instituțiile de învățământ din Nistrenia. La fel, Tiraspolul e gata să deschidă școală pe teritoriul Moldovei. Studierea va fi conform standardelor rusești. Ne-am înțeles să organizăm o inspecție comună a instituțiilor de învățământ de pe teritoriul Moldovei. Este un pas important pentru a identifica nivelul de învățământ în limba rusă și a se determina cu acei copii care nu pot să facă studii în limba rusă și sunt obligați a frecventa școli moldovenești, pentru a vedea volumul și proporțiile problemei. În același timp, pe teritoriul Nistreniei funcționează școli cu limba de studiu română. Câți copii învață acolo, cum învață și cum se desfășoară procesul de studii, trebuie să fie clar. Sunt ferm convinși în Ministerul Nistrean de Externe. Doar Tiraspolul a îndeplinit toate obligațiunile acordului de funcționare a școlilor date. La moment, prezidentul Vadim Krasnoselski și ministerul nostru de externe dau o mână de ajutor tuturor cetățenilor Moldovei care vorbesc în limba rusă. Căci, după cum a subliniat ministrul afacerilor externe Vitalie Ignatiev, Nistrenia poartă responsabilitate pentru limba rusă. Fiecare al doilea își găsește loc de muncă prin centrul de angajare. La Tiraspol doar în anul curent, în departament s-au adresat în jurul la 1000 de persoane. Sergiu este unul din ei. Acum lucrează în compania de construcție. A găsi un asemenea specialist e un mare succes, spun aici. El este constructor universal. Sunt constructori care se gonesc după bani, dar sunt cei care depun sufletul în lucrul său. Nu mă consider un specialist ideal, dar îmi place să lucrez. Locuri vacante pe piața muncii încă sunt. În afară de constructori, Republica are nevoie de șoferi, medici, cusătoriese, bucătari și manageri, contabili. Avem locuri vacante interesante apărute recent. Asamblator al ușilor de metal. Salariul 6.000 de ruble. Lăcătuș 7.000 de ruble. Putem găsi loc de deridicătoare 2.500 de ruble. Dacă omul a venit, s-a interesat, îndată va fi angajat. A doua zi acest loc vacant poate să nu mai fie. Baza datelor în centrul de angajare se renovează zilnic. A găsi un loc de muncă se poate chiar fără a ieși din casă. Departamentul are site-ul său. Din 2020 va începe a lucra și Banca Republicană a locurilor vacante, la fel ca în Rusia. Iar aceasta înseamnă că prin internet se va putea nu numai găsi un loc de muncă, dar afla și salariul, condițiile și a depune rezumatul. Orășenească din Tiraspol se deschide. Aproape 2 ani au căutat investitori. În sfârșit, clădirea au transmis o gospodărie specializată auto. Au aprobat, oamenii vor putea deja la 15 noiembrie. În ziua de deschidere, frecventarea va fi gratuită. Какая-то симпатичная деревянная дверь у вас тут, куда она ведет? Это ведет в сердце нашей бани. Это в парное отделение. 15 oameni în sala de aburi. Nu fiecare baie se va putea bucura de o așa încăpere largă. Aici a fost un dezastru adevărat. Când am intrat, am văzut pereții în mucegai. Am demontat tot betonul până la cărămidă. Din nou i-am tencuit și am făcut o izolare termică, lemn nou. Fostul bazin curgea. În zi pierdeau până la 300 de litri de apă. Acum au instalat o cupă nouă din plastic. O soluție optimă. Și modernă, și preț accesibil, și calitatea bucură. Dar problema cea mai mare a băii a fost ventilarea. Din cauza ei, pe pereți și pod era mucegai. Acum problema a fost rezolvată. Am ales așa o cale, când venind în baie, omul să se simtă confortabil, să se poată odihni. Au schimbat și echipamentul în cazangerie. Anterior, încăperea era încălzită cu generatoare de abur cu pierderi mari de energie. Acum sunt cazane speciale, care în calitate de combustibil va folosi materialul colectat de gospodăria auto. Prețurile sunt destul de accesibile, două tarife, primele două ore 55 de ruble, mai mult 80 de ruble. Sunt și indemnizații, până ce lucrează doar o secție a băii, luni zi sanitară, marți și joi zile pentru femei, celelalte pentru bărbați. Regimul de lucru de la ora 9 dimineața până la 10 seara, în ziua deschiderii, adică vineri, la 15 noiembrie, va fi zi pentru bărbați. Fiecare doritor va putea face baie gratuit.
Lucrările de pregătire a celor 2000 de metri pătrați atribuiți pentru scoară au început încă primăvara. Terenul este curățit de arbori și arbuști, nivelat. Sunt terminate și lucrările de beton. La 3 metri și jumătate se înalță peretele comemorativ, ce are o lungime de 14 metri. Pe el vor fi amplasate basoreliefurile celor 4 eroi ai Uniunii Sovietice și a unui deținător complet al Ordenilor Gloriei. La moment, lucrările de terasament sunt îndeplinite la 80%. Acum se instalează bordurile și plăcile de pavaj. Un grup de pictori nistreni confecționează basoreliefurile eroilor. Ca material se folosește betonul nuanțat cu bronză. Cu plăci de trotuar vor fi pavați toți cei 650 de metri pătrați de trotuar și platformă. La dispoziția cetățenilor vor fi puse băncile. Întreg terenul va fi iluminat de felinare moderne. Acum constructorii se străduiesc să folosească timpul favorabil pentru a îndeplini până la sfârșit de an un volum cât mai mare de lucrări. Совсем недавно здесь у нас были огороды. Recent aici erau grădini, creșteau tufișuri, dar acum fac cu asemenea frumusețe. Va fi un monument al tuturor eroilor din raion. Orice persoană care va trece pe alături se va putea opri aici. Și acest scoar va fi o bună zonă de odihnă pentru oameni. Suntem foarte mulțumiți! Basoreliefurile eroilor vor fi instalate deja primăvara. Tot atunci se vor amenaja răzoarele și peluzele. Într-o realizare a acestui proiect din bugetul local se preconizează a fi cheltuite până la 1 milion de ruble. Scoarul eroilor se planifică a fi deschis către aniversarea 75-a a Marii Victorii. Tiraspolul continuă să-și schimbe aspectul. În centrul capitalei, pe piața Suvorov, lucrează tehnica. La moment, este scos asfaltul vechi și instalate plăci de trotuar. Uzorul este la fel ca și cel din apropierea complexului de havuzuri. Asfaltul scos de pe piața Suvorov va obține o viață nouă. Acoperământul uzat pe care îl scoatem de pe străzile orașului este așternut pe drumurile neamenajate. Noi le acoperim cu granule de asfalt. Ne folosim de așa numita tehnologie de granulare, considerată de o calitate mai înaltă. Drumurile pe care este imposibil a circula în timpul ploilor vor fi acoperite anume cu granule de asfalt. Acestea sunt străzile 28 iunie a Hersonului, unde sunt multe case în sectorul particular și cu multe etaje. Când cad precipitații, pe aici pot circula doar autocamioanele grele, deoarece noroiul e mare și drumurile sunt rele. Granulele de asfalt vor fi folosite și la reparația parcărilor în curțile caselor cu multe etaje. Apropo, reparația bandei de separare de pe piața Suvorov din capitală reprezintă doar prima etapă a construcției parcului Ecaterinei. Lucrările date vor fi încheiate către sfârșitul viitoarei săptămâni. În continuare, vor fi instalate plăci de trotuar pe ambele părți ale drumului. În Tiraspol a fost terminată reparația pentru anul curent a ascensoarelor. În programul modernizării au fost 26 de mașini și stații de deservire. Reparația e diversă, parțială sau capitală. În două edificii, vechile ascensoare au fost schimbate cu altele noi. Am început schimbarea ascensoarelor mai ales de pasageri și încărcături, deoarece utilizarea lor este periculoasă pentru pasageri. Aceste ascensoare mixte sunt mai costisitoare decât pentru pasageri. Ele sunt instalate la etajul 12 și mai sus. Sunt ascensoare și în edificiile nou construite. 4 din ele sunt pe strada Bender, încă 2 în școala de corecție și policlinica numărul 3. Până la anul nou, 2 unități vor începe activitatea pe strada Comsomolului 28. Este un edificiu de construcție de lungă durată, care a primit o nouă viață, grație programului Spațiu Locativ Accesibil. În edificiu vor fi ascensoare moderne cu un consum redus de energie, de 2 ori mai economie. Afară e noiembrie, iar toamna de aur cu timp cald se mai reține pe meleagul nistrean. Termometrul ziua înregistrează plus 20 de grade. Locuitorii Republicii consideră că asemenea anotimp este un cadou al naturii.
A treia lună de toamnă este anomalic de caldă. Ultima dată în noiembrie a fost atât de caldă în 1963. Acest fapt se datorează ciclonului care s-a stabilit deasupra Europei. El a adus cu sine mase de aer de pe Marea Mediterană și căldură din Africa. Îndată cum situația sinoptică va începe a se schimba, se va schimba și temperatura aerului. În timpul apropiat, temperatura aerului se va răci puțin, apoi se va încălzi, adică va fi o fluctuație a ei. Cu alte cuvinte, va fi anomalic de cald pentru noiembrie. Încă o săptămână vom trăi sub influența timpului cald. De la mijlocul viitoarei săptămâni, temperatura nu se va ridica mai sus de plus 13 grade. Nu se prevăd și precipitații. Frig în Nistrinia va fi conform calendarului, odată cu începerea iernii. Cam atât pentru această oră. Mai multe despre aceste și alte evenimente ale zilei în ediția de seară a știrilor Căb la ora 20:30. Iar noi vă dorim o seară bună în continuare și să aveți parte doar de noutăți plăcute. La revedere!